see it in your eyes. You want a good time. You wanna put your body on mine. Alright, but don't change your mind. Don't you change it. Oh no. Apropo de femei, cum ar trebui să arate o femeie sau ce calități morale și fizice ar trebui să îndeplinească ca să vă atragă atenția? În primul rând, nu știu, cred că modul de comunicare, unu, doi la mână și partea exterioară, că până la urma urmei, chiar dacă recunoaștem sau nu, știți cum e, sunt unii oameni care nu recunosc și spun, domnule, sufletul. Și până la suflet sau până la partea interioară, până ajunge să cunoști o persoană, trece ceva timp, trebuie să te atragă cu ceva. Dar, repet, nu neapărat să vorbim aici sexual, nu trebuie să te atragă. Nu, pur și simplu să aibă ceva, să știi că poți să ai o discuție, să înțeleagă că totuși nu neapărat de a te întâlni sau, eu știu, de a te cunoaște la o cafea, înseamnă mai mult decât este normal sau cât își închipuie cineva. Pur și simplu, te cunoști cu cineva, ce pot să spun, nu de când sunt acum în calitate de primar, și înainte, sau și de acum încolo, dacă voi fi sănătos. Și deci am cunoscut foarte multă lume. Și din partea aceasta media, și persoane care chiar poate nu erau foarte cunoscute. Dar ceea ce pot să vă spun este că am întâlnit persoane care au înțeles greșit o asemenea, eu știu, întâlnire. Hai să ne întâlnim, să ne cunoaștem la o cafea. Ce se întâmplă? Poate și eu am înțeles greșit în anumite momente. Dar vreau să vă contrazic, să știți că persoanele care le-am cunoscut și pe care le-am cunoscut, cel puțin în ultima perioadă, nu au înțeles greșit și nici eu nu am înțeles greșit. Ba, din contră, am rămas în relații foarte ok. Poate câteodată te mai auzi la telefon, pe un mesaj, te revezi. Uite cum a fost acum de curând, au avut de la o televiziune, au avut o înregistrare la Bacău și ne-am văzut, salut, salut, ne-am văzut la o cafea. Deci lucruri omenești, lucruri normale, care într-o țară civilizată și oamenii care consideri civilizați se pot întâlni fără să creeze alte suspiciuni sau, eu știu, greutăți în familiile lor sau, eu știu, cu prieteni iubite și așa mai departe. Aș vrea să știu, când ați spus ultima dată te iubesc? Sincer să fiu, acum e o întrebare destul de grea și condițiile actuale de aici. Pot să spun în fiecare zi sau, dar nu prea știu să iubesc. Poate chestiunea aceasta de a iubi este un pic complicată. Scuzați-mă că vă întrerup. Cum adică nu știi să iubiți? Păi nu știu, cred că unii oameni o spun foarte ușor. Și acum cred că și dumneavoastră sunteți tot în zona aceasta când poți să primești un te iubesc sau să spui un te iubesc. Eu primesc în fiecare zi un te iubesc. Păi, da, dar nu știu dacă și cred că este din sincer, pentru că le primesc doar de la persoanele și le iau în calcul doar de la persoanele de care sunt convinsă că mă iubesc. Păi uitați, cuvântul acesta te iubesc are o mare impact asupra ta. Când se spune cineva, depinde, poate să spună părintele te iubesc, nu? Sau tu să-i spui unui părinte te iubesc și atunci 99% poate fi sincer, sau poate să o spună cineva, eu știu, cu un interes anume, de sex opus, nu? Și să aibă un alt interes în spatele acestui cuvânt te iubesc. Și totuși iubirea se simte. Să înțeleg că dumneavoastră nu simțiți în acest moment? Ba, poți să simți sau să nu simt. Eu spuneam, cuvântul acesta te iubesc, poți să-l spui doar de dragul de a impresiona sau poate chiar simți. Este foarte greu și îmi dau seama și dumneavoastră sau toți cei care o să ne privească că cuvântul te iubesc are o semnificație foarte grea, mai ales dacă nu este din partea părinților și este din partea unei iubite, soții sau așa mai departe. Descrieți-vă în trei cuvinte. Rapid. Nu mă gândesc. Sunt în primul rând sincer, cât se poate. În al doilea rând sunt un tip corect. Îmi place oarecum
lucrurile bine organizate și îmi plac oamenii serioși, chiar dacă... Și totuși, mi-ați spus 3 calități, 4 chiar, aș vrea și niște defecte? Sau sunteți perfect? Nu sunt perfect. Defecte, ce să spun, nu știu, chiar nu știu să spun. Nu că nu vreau să le spun. Poate creez stări care nu mi le doresc, cu cei apropiați. Poate sunt prea fixist, am fixuri și enervez oamenii cei de lângă mine, care încearcă să mă cunoască și, de exemplu, în cadrul firmei, să spun așa, poate nu sunt bine văzut. De ce? Pentru că le impun anumită conduită de lucru și ei resping. Nu vor să preia. Dar, în general, zic eu, ca să fac o analiză a mea personală, sunt un tip care îmi văd de treaba mea. Așa, în linii mari. Să trecem la lucruri mai frumoase. Spuneți-mi cine vă îmbracă. Cine vă îmbracă? Să știți că nu am un designer al meu, nu mă îmbrac de la o casă de modă neapărat, dar... Merg la anumite branduri și achiziționez anumite piese. Spre exemplu, vă văd foarte bine îmbrăcat. Aș vrea să-mi faceți un total aproximativ al outfit-ului pe care îl purtați în acest moment. Pentru că sunt modest, nu am să fac un total în sume, dar nu mă îmbrac ieftin, dar nici foarte scump. Să știți că sunt unele lucruri care, de exemplu, nu le-aș lua dacă aș ști de la început să merg la magazinul respectiv, dar care îmi stă foarte bine, de exemplu, la pantofi. Și nu știu dacă e bine sau nu să spun, dar uitați, de o perioadă de timp la Il Paso e magazinul meu preferat și mi-am dat seama, decât să cumpăr 2-3 perechi de încălțări, mai bine cumpăr una sau două și unul la mână și comode, chiar și țin, adică sunt foarte ok. Din partea elaltă, da, dacă găsesc, de exemplu, să spunem de la un brand anume, nu pun neapărat că mă îmbrac de undeva, că nu uit de unde am plecat, nu sunt cu capul în nori, sunt cu picioarele pe pământ, dar îmi plac lucrurile de calitate. Și chiar dacă costă ceva, îmi fac calculele și merg acolo. Și din acest punct de vedere pot să spun și la telefoane, chiar și la un ceas, chiar și... Deci la tot. Dar nu sar peste medie. Adică sunt undeva acolo calculat, bine echipzuit, să zic. Sunt total de acord, calitatea primează și din punctul meu de vedere. Dar să știți, fac o mică completare. Pentru mine și pentru cei care urmăresc. Deci nu neapărat că o fac din aroganță. Pur și simplu mi-am dat seama că decât să cumperi, dacă îți permiți, decât să cumperi 2-3 lucruri de proastă calitate și care după 2-3 spălări sau, eu știu, utilizări se șifonează sau se rup sau, eu știu, mai bine cumperi un lucru de calitate odată la o perioadă mai mare de timp.